Povestea lui Harapalb, de Ion Creangă. Specie literară. Basmul este o specie a genului epic popular sau cult, de dimensiune medie, în care sunt prezentate întâmplări reale care se împletesc cu întâmplări supranaturale, la care participă personaje cu calități excepționale, ce reprezintă forțele binelui și ale răului, din a căror confruntare binele iese mereu învingător. Apar de asemenea motive literare specifice, formule specifice precum a fost odată, iar timpul și spațiul sunt vag precizate, ce conferă impresia de generalitate, spațiu mitic și timp etern. Date despre autor și operă. Ion Creangă este unul dintre cei patru mari clasici ai literaturii române, alături de Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Ionuca Caragiale. Garabeti Brăileanu spunea despre el că, citez, este un reprezentant perfect al sufletului românesc între popoare, al sufletului moldovenesc între români, al sufletului țărănesc între moldoveni și al sufletului omului de la munte între țăranii moldoveni. Încadrare. Dintre cele mai cunoscute basme ale sale menționăm Povestea lui Harapalb, socotit o sinteză de realism și fabulos, după cum spune George Călinescu, sau Însăși sinteza basmului românesc, după cum afirmă Pompiliu Constantinescu. Povestea lui Harapalb a fost publicată pentru prima dată în revista Convorbiri Literare la 1 august 1877. A fost tradusă în anul 1886 în limba germană, apoi în limba franceză, italiană, engleză, încât a căpătat repede circulație europeană. Tema operei. Tema basmului este lupta dintre bine și rău, finalizându-se cu triumful binelui. Eroul luptă pentru impunerea unor valori morale și etice. De asemenea, basmul poate fi citit ca un roman inițiatic sau Bildungsroman, drumul materializării lui Harapalb de la slugă la împărat sau inițierea în viața unui tânăr. Textul dezvoltă mai multe motive literare precum superioritatea mezinului, drumul inițiatic, calul năstrăvan, personajele malefice, obiectele magice, cifra 3, călătoria, drumul cu obstacole, întoarcerea puterii, impostorul, vicleșugul, ursul, cerbul, furnica, albina, etc. Drumul este motivul central al basmului, o metaforă a descoperirii realității, a semenilor, a vieții și a sinului, ce organizează întregul discurs epic, propunându-i o evoluție lineară. Putem vorbi despre două drumuri, cel către verde împărat și cel către roșu împărat. În primul său drum, Boboc în felul său, Harapalb este un făt frumos juvenil și neexperimentat, fiind mai mult ajutat de ceilalți decât viteaz, după cum spune Nicolae Manolescu. Al doilea drum este drumul cunoașterii de sine, unde eroul află ce este mila, hărnicia, sociabilitatea, prietenia. Este un drum spiritual de perfecționare, de purificare și inițiere în care nimic nu este întâmplător. Semnificația titlului. Titlul este unul oximoronic, rezumând cel mai bine tema basmului, lupta dintre forțele contrarii, dar și dubla personalitate a ființei umane, o sinteză autohtonă de yin și yang, dualitatea realității în genere. Totodată, titlul simbolizează identitatea aparentă, harap, adică sluga stăpânului, ce înseamnă rob, țigan, și cea reală a fiului de crai, el fiind alb, adică persoană nobilă, pură. Ordinea termenilor nu este întâmplătoare, ea anticipând faptul că fiul de craie va fi slugă doar pentru o scurtă vreme, evoluând de la statutul de servitor la acela de stăpân, de ființă purificată, albă, curățită, capabilă să conducă o împărăție. Încă din titlu sesizăm apartenența la specia basm cult, căci lexemul poveste induce ideea de născocire, iar numele protagonistului subliniază diferența dintre eroul basmului cult și făt frumosul tipic din basm popular, al cărui nume simbolizează însăși imperfecțiunea. Apartenența la un gen și o specie literară. Povestea lui Harapalb aparține genului epic în proză, datorită faptului că modul de expunere predominant este narațiunea, autorul își exprimă propriile opinii, sentimente prin intermediul personajelor, există un fir epic al întâmplărilor, prezentarea faptului se face la persoana a treia. Ca specie literară este un basm, prin prezența evenimentelor și a personajelor ce posedă caracteristici supranaturale. De asemenea, la nivel compozițional regăsim formule specifice, dar și procedeul triplicității. Tema este lupta dintre bine și rău, în care binele învinge întotdeauna. Reperele temporale și spațiale sunt vagi, nedeterminate și nespecificate. Este un basm cult prin aceea că el este relatat de către un autor cunoscut, cult,
și nu de către un autor colectiv ca un basm popular. În basmul cult, autorul îmbogățește schema basmului folcloric în conformitate cu viziunea sa artistică sau cu propriul său stil, prin fuziunea real-fabulos, supra-solicitarea tehnicii triplicității, oralitate și umor. Autorul se distinge prin individualizarea acțiunilor cu ajutorul tehnicii detaliului semnificativ și prin dramatizarea discursului epic prin dialog, ce susține acțiunea și ajută la caracterizarea personajelor. Harapalb nu luptă cu zmei și balauri, ci cu oameni reali însemnați, fiind mai fricos decât o femeie. Fantasticul este localizat mai ales prin conduita țărănească a personajelor și prin vorbirea tipică moldovenească. Aproape toate personajele cunosc proverbe, folosesc ziceri tipice. Inventivitatea verbală a lui Creangă desprinde textul de șablonul popular, făcând basmul intraductibil. El nu poate fi repovestit fără a-i diminua din farmec. Subiectul este construit pe principiul cifrei 3 ca o trăsătură fundamentală a basmului, dar supra-solicită procedeul, a treia probă, conținând și alte încercări impuse de roșu împărat și chiar de către fată. La Creangă, cifra apare de 3 ori câte 3, adică triplicitatea. Naratorul își rezervă dreptul de a întârzia drumul spre deznodământul cunoscut și de a spori plăcerea lecturii. De asemenea, la Creangă, personajele fabuloase se comportă ca oamenii, fiind umanizate. Structură. Acțiunea se desfășoară linear, cronologic, succesiunea evenimentelor fiind redată prin înlănțuire. Putem observa că desfășurarea discursului epic urmărește un tipar narrativ în 4 secvențe specifice tuturor basmelor: stare inițială de echilibru, tulburarea echilibrului, desfășurarea acțiunii în recuperarea echilibrului pierdut și restabilirea echilibrului și răsplătirea eroului. Relația incipit final. Incipitul de tip captatio benevolentiae fixează timpul și spațiul acțiunii, redând sumar principalele personaje implicate aici. Atemporalitatea și aspațialitatea sunt convenții specifice basmului, fuziunea dintre real și fabulos, văzându-se încă din incipit. Prezența verbului la imperfect era, în locul firescului clișeu compozițional a fost, la perfect compus, pregătește cititorul pentru o altfel de lectură, surprinde caracterul de basm cult. Dacă perfectul compus plasa diegeza într-un timp îndepărtat, mitic, fabulos, un timp trecut și încheiat, în care orice este posibil, imperfectul induce deja ideea că evenimentele ratate țin mai mult de sfera realului. Fonetismul regional de la început, amu, că era udată într-o țară un crai care avea 3 feciori, și finalul, și a ținut veselia ani întregi și acum mai ține încă, cine se duce acolo bea și mănâncă, iar pe la noi, cine are bani, bea și mănâncă, iar cine nu, se uită și rabdă, au rolul de a sublinia diferența dintre lumea fabuloasă și cea reală, dar și de a încadra narațiunea în lumea țărănească a Humuleștiului, prin folosirea unui limbaj specific moldovenesc în care este lipsită și ironia. Un element definitoriu pentru specia basmului cult este bucla narrativă din finalul închis până la un punct previzibil prin care se amână împlinirea și răsplata pentru a menține interesul lecturii, ascultării basmului. Regăsim aici mărci specifice stilului autorului ca frazele ritmate ce creează impresia de joc al rostirii, inserarea instanței narrative între oaspeții de la nuntă sub forma autoironiei și un păcat de povestariu fără bani în buzunariu. Basmul prezintă drumul inițiatic al lui Harapalb către unchiul său, prilej cu care ajunge să se maturizeze. Urmările lipsei de maturitate nu sunt grave la curtea craiului, dar dincolo de spațiul protector al casei părintești, lipsa de maturitate este sancționată prin pierderea însemnelor originii și a dreptului de a deveni împărat. O secvență reprezentativă o constituie și întâlnirea acestuia cu spânul, care scoate în evidență o serie de calități și defecte ale personajului. În momentul în care spânul îl păcălește pe Harapalb să intre în fântână, autorul îi prezintă astfel: boboc în felul său la trep de aiestea, îi se potrivește spânului, dovedind naivitatea și lipsa de experiență. Antagonistul îl închide pe tânăr într-o fântână și îi cere, pentru a-l lăsa în viață, să facă schimb de identitate, să devină robul lui și să jure pe ascuțișul sabiei că îi va da ascultare întru toate până când moartea, până va muri și iar va învia. Această condiționare aparent paradoxală este una anticipativă care arată modul de eliberare și destinul lui Harapalb. Coborârea sa în fântână la îndemnul spânului echivalează cu o nouă naștere a lui sub
Un alt nume, cel va maturiza semnificativ, sau cu botezul din creștinism, în care pruncul intră păgân și iese curățit de păcatul strămoșesc, fapt semnificativ care îi duce la schimbarea destinului său. Intră fecior de crai și iese rob. Totodată, abia acum devine un personaj bine individualizat, memorabil, până atunci fiind numit fiu de crai, ducându-și existența sub semnul anonimatului în umbra tatălui său. Numele pe care îl primește anticipează și el evoluția personajului de la statutul de slugă la cel de stăpân. Narațiunea la persoana a treia este realizată de către un narator omniscient, dar nu mereu obiectiv, deoarece intervine prin comentarii sau reflexii subiective. Secvența ce constituie intriga basmului evidențiază conflictul de ordin exterior, între harapalb și spân în special, dar și unul interior, într-o mai mică măsură, prin aceea că făt frumosul specific basmelor populare, curajos și stăpân pe el, se mai regăsește aici, harapalb plângând ca o fată mare, tânguindu-se la orice primejdie, până capătă curajul de a-și depăși limitele. Întâlnirea cu spânul este o reluare a vechiului conflict dintre cele două forțe, a binelui și a răului, reflectând o trăsătură a basmului. Regăsim ca elemente specifice basmului cult și faptul că nu mai predomină narațiunea, aceasta fiind dominată acum cu dialogul și descrierea. Devenit slugă, harapalb are de parcurs mai multe probe, în drumul său întovărășindu-se cu 5 năzdrăvani care îl vor ajuta la nevoie. O altă secvență reprezentativă este și discuția dintre cei 5 năzdrăvani din Casa Înroșită. Aceasta denotă caracterul inovator al lui Creangă, care lasă personajele să se caracterizeze singure, evitând povestirea în favoarea exprimării directe, ce face mult mai autentică scena. Harapalb nu intervine aproape deloc, caracterizarea sa putând fi mai degrabă sugerată. El tace și învață, nemai făcând greșeala de a vorbi, căci aceasta i-a dus doar necazuri. Faptul că nu intervine în discuție arată și superioritatea sa, dar și plăcerea de a asculta. Firea sa veselă este surprinsă de gerilă. Ei, apoi, că să nu te strigi de râs, de harapalb nu zic. Particularități de limbaj. Noutatea operei lui Creangă reprezintă umanizarea personajelor, dialogurile, portretistica, grotescul, stilul său distingându-se prin oralitate și umor. Oralitatea reprezintă limbajul popular țărănesc. Povestirile sale nu pot fi repovestite fără pierderi. Vladimir Străinu vorbește de un chef lexical, iar George Călinescu afirmă că talentul său constă în a auzi bine vorbirea românească, autorul lăsându-se în voia unei adevărate orgii de cuvinte, după cum spune George Călinescu. Iar Iorgu Iordan vorbește de un spectacol al cuvintelor. Naratorul păstrează autenticitatea vorbirii populare, citează la tot pasul proverbe, zicători, vorbe de duh, pe care le ia din tezaurul de înțelepciune populară și le introduce în text prin expresia vorba aceea. Plăcerea zicerii, verba, jovialitatea sa se reflectă în mijloacele lingvistice de realizare a umorului. Umorul este expresia vitalității poporului nostru care, în cele mai grele momente, face haz de necaz. Râsul său nu este unul sarcastic ca la Creangă, ci jovial, înțelegător cu slăbiciunea omenească. Umorul lui Creangă este însuși umorul vieții în care durerea și mândria, răul, binele, prostia și înțelepciunea se îmbrățișează alternativ.